Hei, salutarul meu, eu sunt Iasmin și astăzi mă gândeam, acum un pic de tot mai devreme au jucat FCSB-ul cu Iașiu. Nu m-am uitat acum tura asta, chiar nu m-am uitat la absolut nimic, la niciun scor, la niciun rezultat. M-a sunat bunica mea că și ea se uită la meci și așa mai departe. I-a spus să nu spună absolut nimic, nu știu dacă o luau bătaie steaua, nu știu dacă o bătut sau dacă a fost egal. Ne uităm acum pe telefon împreună și reacționăm împreună la ceea ce au făcut astăzi Steaua București, nu FCSB-ul. E ora la mine aproape 10 fără 3 minute. Uite, dacă nu mă credeți. Așa. Și am zis, hai să dau repede acum o filmare la treaba asta, să vedem ce se întâmplă de fapt. Sper să fi bătut ea de Superliga. 3-1 bătut Steaua pe Poliaș. Băi, ești prost la cap, n-ai să crezi. Wow, Băluță, o dat Băluță, gol. Penalti, au avut și penalti, n-ai să crezi. Și Tocoman. Deci Coman a făcut practic dubla. Bun, hai să ne uităm, nu? La un Florinel Coman din nou decisiv. FCSB încheie cu brio anul în fruntea Superligii. Perfect. Bradul meu a fost acolo și mic era acolo frumos, nu știu dacă vă place sau nu vă place. L-ați văzut până acum, adică. Bun, hai să dăm mai încolo, mai așa, ok. Nu știu oare cât suporteri ori fi fost. Și asta e primul gol. Frumos. Nu a fost ceva, să zicem că a fost, nu știu, wow, sau vreo centrare, sau să fi fost, nu știu, vreo executare de la 300 de metri și așa mai departe. Dar a fost ok. Poate îi dă o reluare. În minutul 15 se vede. Ok. Deci în prima parte a primei reprizi. Aia zic. Pleonasme. Bun. Băluță. Cred că e primul gol? Nu cred că e primul gol la Băluță la noi la FCSB. Uite-l și pe domnul Haralambus împreună cu Pintili. Ia să vedem Băluță numărul 25. Ok. Ia uite aici, un pic, ce-a făcut? Bam, frumos aici, o venit mingea la el, cred că, ba nu, că a fost pasă de gol. Cine a fi dat pasă de gol? Octavian Popescu. Ia uite, frumos, cu doi adversari pe el, mâncava sufletul vostru. Mamă, nu mi-am baterie la cameră, mâncava sufletul vostru, nu se poate. Deci nu se poate să n-am baterie la cameră. Nu se poate. Nu se poate. Ok. Next, ce asta? Băluță, iară, era să facă dublă doar că o apăra portarul gazdelor. Pentru că noi nici oaspeți. Wow, ce tare. Tot cu doi apărători pe el au fost. S-a învârtit un pic, capitanul de la goalkeeper. Uite-l pe Florinel Coman, ce face, driblează și... Au vrut să încerce acolo ceva, o șuncherie, iar să bată ăștia și aici probabil să da penalti, nu s-a dat aici penalti. Wow, ce tare. Offside not fost, ok, bă, dar frumos, frumos, uite. S-a dus, atacă și-a pus mâinile portarul în față. Oare, de ce? Și-a pus portarul mâinile în față. Poate mi se pare că vorbesc așa un pic mai greu, dar e la 10 seara și nu mai pot. Am umblat astăzi toată ziua. Ok, vreau să văd și... Sau acum a făcut 1-1? Nu mai țin minte nici ce am văzut pe Flescor. Ia. Da, Robert Ion a fost la noi? Nu mai țin minte. Wow, ce tare. Mi se pare așa... frumos. A fost, cred că, parcă a fost construită faza sau, că nu cred că a primit-o el așa la vrăjală sau... O fi ricoșat la el? Stai să vedem acum un pic de reluare. Sper să nu se închide camera, Doamne ajută. Doamne ajută să nu se închide camera. Dacă s-a închis camera, știți ce trebuie să faceți. Like, subscribe și share. Ia. Deci până la urmă s-au odat. Bam, a fost așa ca încăsturită, dar cu o pasă de gol, iată, frumos, nu știu ce a făcut acolo Negagza sau dau cine a fost acolo, ba, Negagza, cred că-i. Asta, zic, s-o uită la minge, bun. 2-1, cred că urmează. Nu. Ia uite pe Florinel Coman, cum se aruncă pe acolo și ce a făcut Florinel Coman, s-a aruncat pe jos. Nu?
Da. Au vrut penalti sau? Și se duce la VAR și ăsta e penalti. N-ai să crezi. Ăsta a fost momentul în care Steaua a primit penalti. Ia. Penalti. Da. Ia uite, țac, țac. Sper să nu se închide camera. Eu mă gândesc acum oare penaltiul ăsta a fost acordat corect. Și eu am scris, bineînțeles, cum să-mi scrie, nu știu dacă Florinel Coman are vreun penalti ratat la noi, la FCSB. Asta nu mă amintesc eu sigur. Bun. Mai avem vreo 4 minute, mă încălă, zonului tău, dacă se închide camera asta, nu mai pot. Îi zice ceva la Ngagza? Negagza sau Ngagza, nu știu cum îi spune. Nu uitați, dacă vă place seria asta în care o fac și o fac imediat după ce se termină meciul, exact atunci o să-l postez sau a doua zi dimineață, vreau și eu un like la videoclipul ăsta, vă rog. Pentru rapiditatea asta. Da. Ai dat-o așa pe jos, un pic așa învârtită încolo. Oare, mă gândesc eu, oare o prindea? Dacă sărea mai tare, uite, frumos, cu inimioară către noi, suporte, eu sunt 12. Iată. Și începe golul cu numărul 3 sau? Nu, asta e Iașu. Ce face Iașu? Wow. Păi, noi Târnovanul îl avem cu galben acum, și-a luat echipament galben, n-ai să crezi. Wow. Ok, pauză frumos. Și începe golul 3. Nu știu dacă o să dea acolo asta. Hai să vedem ce face numărul 24, care nu știu cine e la noi acum și nici suficiență. Nici suficiență prospețime mentală nu am acum. Coman, ce vreau să facă? O să tragă de la poartă și s-o dus un pic pe lângă poartă, n-ai să găsi. Acolo vreau să tragă. Ia uite. Asta. Ce-a făcut acolo Coman? Nu știu ce-a făcut. Wow. Vreau să văd golul 3 al lui Coman. Cu un fel de două feluri a făcut, practic, înțelegeți? Un fel de două feluri. Bă, îmi place cum se vede cu luminile astea două aici, neapărat, e forță pe talent. La noi o fă la poartă. O scos Târnovanul, asta zic. Vreau să mai arată data fazia. Deci, o dat. M-a scos. Deci atât de tare a fost mingea asta încât l-au pus pe spate pe portarul Târnovan. Ce mai face aici? Pam, cap, 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 cap. Mă uit tot așa stânga-dreapta cu coada ochiului la camera ca să văd dacă se oprește să nu camera pentru că licăre bateria. Uite la aici pe Coman. Iară? Iară penalti? Nu cred că nu s-a acordat. Cum era să fie două penaltiuri? Frumos, țac, pac, țac, pac, țac, pac, dublă Coman. Minutul 84, cam ăsta a fost meciul. Și eu pot să fac și încheiere acum, pentru că, ok, fraților, eu am fost Iasmin și până data viitoare nu uitați să apăsați butonul ăla de like ca să văd că mă susțineți și susțineți munca și un subscribe ca să facem familia Giulia cât mai mare, bineînțeles și un comentariu jos ca să văd că că vreți să vă împărtășiți emoțiile cu mine. Eu sunt Iasmin și noi ne vom vedea data viitoare cu un alt videoclip pe acest canal, cel mai probabil sâmbătă. Și o să încerc, bineînțeles, dacă primesc like-uri, să postez imediat după ce s-a terminat videoclipul și imediat după ce s-a televizat meciul, atunci pe moment să postez și eu reacția mea la ce joacă Steaua. Și dacă mai vreți alte echipe, o reacționez și la alte echipe. O să fie un pic mai greu, dar depinde de voi. Dacă voi vreți, eu fac. Ciu-s-i.